Alexandru Rafila vine cu vești bune pentru toți românii. Ministrul Sănătății a anunțat faptul că în luna martie s-ar putea renunța treptat la restricții dacă numărul cazurilor o să scadă. Purtarea măștii pe stradă și certificatul verde ar putea deveni istorie de luna viitoare. România începe să se orienteze către măsuri de relaxare. Asemeni altor țări europene, cel puțin un astfel de lucru dă de înțeles ministrul Sănătății Alexandru Rafila. El a abordat din nou un subiect despre care a mai vorbit, posibilitatea renunțării la marea majoritate a restricțiilor din martie. Ministrul a precizat că în prima lună a primăverii s-ar putea ca românii să nu mai fie nevoiți să poarte mască de protecție și să prezinte certificatul COVID pentru accesul în anumite locații. Nu ați săturat? Da, păi e și inconfortabil și... Dar știți cum e, totuși să fie, chiar să scăpăm real de ea, nu că numai așa... Ce bine ar fi că și așa o ținem degeaba, că pe aici atragem aerul, pe aici îl scoatem afară, deci o ținem numai așa, mai la mine să-mi protejeze ridurile, să nu se vadă. Dar așa nu e eficace această mască, pentru că nu trag aerul prin ea ca să zic că îl filtrează. Deci eu uitați-o la mine, că pe aici intră, pe aici iese. De nu sătura de mască. Oh, până peste cap și nu numai eu, cred că toată lumea. Este posibil ca în doar câteva săptămâni să ajungem la o rată de incidență mică similară celei de la jumătatea lunii decembrie. Bine ar fi, numai pentru copilași ăștia și pentru tineri și pentru toată lumea, bine ar fi să ne Dumnezeu să ne scape de aceste necazuri, că mare rău s-a abătut asupra omenirii. Bine ar fi și sunt optimist că vom scăpa. Avem 3 zile de scădere consecutivă care sunt însoțite și de scăderi la nivelul spitalelor. Știți că am discutat de mai multe ori, apropo de data de 10 februarie, în apropierea acestei date, s-a produs practic inversarea tendinței. Este un lucru bun și probabil că 3-4 săptămâni de acum încolo vom asista la o scădere rapidă. Să sperăm că rămâne așa, a declarat ministrul Sănătății pentru Digi24.